În timp ce majoritatea echipelor au în această perioadă un moment de respiro, săgeată Navodari luptă pentru promovare. Dobrogenii vor susține joi pe 2 mai în deplasare meciul cu CSO Topeni din etapa 24-a Ligii Secunde la fotbal. Partida se anunță extrem de interesantă, mai ales că cele două formații sunt despărțite de un singur punct, iar dorința de victorie este arzătoare în ambele tabere. În seria Est, săgeată Năvodăreanu ocupă ultima treaptă a podiumului, dar are avantajul unui meci mai puțin disputat. Echipa dobrogeană intră în teren cu moralul sus după victoria zdrobitoare de sâmbătă cu Sportul Studențesc de la București, când a învins cu scorul de 5-0. Nici fariștii nu intră în vacanță. Vineri, pe 3 mai, Farul Constanța joacă ultima șansă pentru evitarea retrogradării. Meciul cu Dinamo 2 București se va disputa pe stadionul de pe Primăverii, începând cu ora 11.